fapt tot ei, alții cu mătuși, tot felul de neamul, unii pur și simplu s-au retras, s-au plecat cu gât, au agonisit, nu mai știe nici dracu de ei. Dar n-a rămas unul în chiloți, da? Să spună, bă, tăticule, am avut ghinion. Într-adevăr, am fost politician, am vrut să fur, da? Am văzut cum furau alții, dar mie nu mi-a ieșit. Uitați-vă, n-am nimic, nu este niciunul. Toți au cel puțin, da, cât are un om obișnuit, deși ei n-au făcut nimic la serviciu. Randamentul lor este zero. Nu se poate ca să avem astfel de discuții după 30 de ani. Noi dacă ne uităm astăzi la televizor, vedem că Bucureștiul n-are apă caldă. Bă, iertați-mă, asta s-a discutat pe vremea lui Halaicu, pe vremea lui Lismă, pe care tot bucureștenii au votat, tot în necunoștință de cauză, tot din prostie. Da? Nu despre asta se vorbește și astăzi, nu mi se pare normal. Se vorbește tot despre aglomerare, tot despre transportul în comun, tot despre poluare. Mă rog, despre asta nu se vorbea pe vremea lui Crin și al lui ăla, nici măcar pe vremea lui Ciorbea, Viorel, Lins, Crin, alea cu Ciorbea, nu exista noțiunea asta. Dar mă rog, se vorbește totuși de poluare de vreo 10-15 ani în București. Aceleași discuții. Semn că nu s-a rezolvat nimic. Ăsta este un semn evident. Pentru că dacă lucrurile astea ar fi rezolvate, nu s-a mai vorbit. De exemplu, despre panseluțe nu vorbește nimeni. Semn că acolo s-au făcut progrese. Trebuie să recunoaștem, am fost primii care am recunoscut. Da, la panseluțe, Bucureștiul stă bine, are peste media europeană. Le-or face unii prin Danemarca, prin acolo, au ăia un cult pentru flori. Ok, dar nu boxăm în aceeași categorie, aici e corect. Nu poți să-i spui lui Livache, băi, boule, Copenhaga te-a făcut de... te-a rupt în două cu panseluțe și cu... El e la nivelul lui, de sectorul 3, Copenhaga are alți bani. E corect, da? Nu boxăm. Să-i dai exemplu de Plovdiv, eventual. Și acolo, sigur, că poți să-i o tragi, dacă ea sunt peste el, dar nu sunt. Deci, iată că există domenii unde s-a făcut ceva. Sau ăsta al meu, din sectorul 4, care trage câte o parcare, acum am văzut că a făcut o parcare sub pod. Și așa nu fac. Podul ăsta nu folosește la nimic. A băgat, a făcut o parcare. Băi, incredibil, bă, băluță ăsta. Păcat că nu candidează la primăria generală. Chiar nu înțeleg ce-i mai trebuie. Ha? Și să mai... Am mâncat toate vinetele, toți ardeii, toți gogoșarii, toți castraveții din sectorul 4, bă. Du-te, bă, și tu mai sus la un moment dat, bă, tată. Candidează, bate-te cu hoașca asta. Du-te și fă ceva din Bucureștiul ăsta. Fă-ți parcările astea, întinde-le peste tot, bă. Du-le până la Ploiești. Fă trandafiri de alea peste tot. Lasă-ne, bă, cu sectorul 4, că de-ai nebunit. Nu, bă, lui îi trebuie sectorul 4. Ca ăluilalt, prostul ăla de la 3. Lasă, bă, că l-ai făcut pe toate la 3. Haideți, publicitate și vorbim cu ei după ce ne întoarcem. Revenim un pic la lista actualizată a ambasadorilor. Vă spuneam, cei care au mierlit-o, mă rog, cei care au fost chemați acasă din sânul lui Avram de către președintele Iohannis. Acum s-a întocmit o listă cu 32 de ambasadori care urmează să fie supuși procedurii de aprobare. Un fel de licitație dintre asta, ca în stil românesc. 14 dintre ei sunt femei. Deocamdată de pe listă lipsesc ambasadorii SUA și UE. Că la ăștia trebuie să ne mai gândim un pic. Nu putem să punem chiar pe oricine. Dan Mihalache, fost ambasador la Londra, urmează să plece în Cipru, vă spuneam. Pentru ambasada SUA era în Cărțana Birceal, fostul ministru al justiției, potrivit unor surse, însă această variantă pare tot mai improbabilă, probabil nu o plac americanii. În Albania, propus este Octavian Șerban, diplomat mai puțin cunoscut, Argentina și Paraguay, vă spuneam de data trecută că suntem interesați, e bine nici vorbă, apar alt nume decât al nostru sau ale noastre, Dan Petre, fiul Zoe Petre, ok, fosta consiliera președintelui Emil Constantinescu, decedată în urmă cu 3 ani. Dan Petre a fost directorul Institutului Diplomatic, dar și fostul soț al prințesei Briana Caragia. Ăsta e pe listă să taie frunze la câini în Argentina și Paraguay. Pentru Australia, Noua Zeelandă, Kiribati, Fiji, Solomon, Vanuatu, Samoa, Tuvalu și Nauru, chiar dacă acestea nu sunt toate țări independente, domnul Radu Gabriel Safta nu știe asta, dar îi atragem noi atenția, nu-i așa,
Tuvalu, de exemplu, aparține de Noua Zeelandă, să nu te duci să faci vreo gafă de aia pe acolo. Fostul consul general la Istanbul este Radu Gabriel Safta, urât la Istanbul, lume nasoală, murdară, un oraș de rahat. Da, să te duci, da, pe coclaurii ăștia, unde evident n-ai nimic de făcut niciodată, este sublim. Fost ambasador și în Africa de Sud, un apropiat al SIE. Asta este. A, bun, acum înțelegem deci cum să fac listele. În Bosnia și Herțegovina, Anton Păcurețu, fost ambasador în Bulgaria, asta nu ne interesa. În Bulgaria, Brândușa Ioana Predescu, fost ambasadoare în Olanda și fost purtătoare de cuvânt MAE, deci este un regres. A fost consul general la München, cu atât mai rău. Deci înseamnă că, într-adevăr, nu e mare lucru. Este soția producătorului Mișu Predescu de la ProTV. Pentru Canada, Bogdan Mănoiu, fost consilier al lui Băsescu. Pentru Cehia, Maria Antoaneta Barta, secretar în MAE, apropiată de fostul ministru George Ciamba. Pentru Finlanda, Maria Ligor, fost ambasador în Canada și Spania, porecla sa în MAE este infanta. A, interesant. În Georgia, Răzvan Rotundu, pentru India, Maldive, Bangladesh și Nepal, doamna Daniela Mariana Sezonov-Țane. Ce e asta, bă? O necunoscută chiar și pentru diplomații de carieră. V-aș recomanda mai mult Maldivele decât Bangladeshul, doamna Țane. N-ai ce să faci în Bangladesh. Pentru Indonezia și Timorul de Est, Dumnezeule, Dan Adrian Bălănescu, fost consilier al lui Băsescu. Bă, vedeți că noi eram omul lui Băsescu, bă? Nu-s pe nicio listă, bă. Fost ambasador în Lituania și Letonia, Bălănescu ăsta. Iran, Mirela Carmen Grecu, director în MAE, apropiată de fostul ministru Baconski, căsătorită cu sepepistul Bombonel. Oh, leu. Bă, dar chiar așa contează toate astea, mă? Liban, Radu Cătălin Mardare, eh? Liban, depinde unde e ambasada. Fost prefect de Bacău, ăsta cred că e de sacrificiu, a fost consul la Sevilla. Macedonia de Nord, Adela Monica Axinte. Dar cum să scrie Macedonia de Nord, doamnă, cu câți de N, de exemplu? Interesant, mai puțin cunoscut, a fost director la direcția neproliferare. Malaezia și Brunei, Nineta Bărbulescu. Ulu, păi Nineta asta a fost pe Tonga. Fost ambasadoare în Australia, etc., a fost secretar de stat în perioada lui Năstase și fost președinte ANCEX. O trimiteți în Brunei, mă, că nebunesc. Bă, cum să stai, bă, jumătate din viață în Oceania și Australia și acum să te trimită în Malaezia și Brunei? Bă, dar cât rahat ați mâncat, bă, când ați fost mici, bă, tată. Marea Britanie, Daniela Laura Popescu, nici nu mai vreau să înțeleg cu cine a fost căsătorită. Așa, Maroc, Mauritania, Maria Ciobanu, nu-i rău nici acolo. Ulu! Mexic, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala și Honduras. Marius Gabriel Lazurca. Păi tu de aici nu mai ești viu, mă, băiatule. Da, rata cea mai mare de criminalitate de pe glob este în aceste țări. El Salvador, Guatemala și Honduras și Mexicul. Toate patru sunt pe lista lui. Mai multe crime decât în restul planetei. Deci ăsta nu se mai întoarce viu niciodată. A fost ambasador la Vatican, la Chișinău, la Budapesta. Și ce a zis acum? A prins curaj, a? Ești gata. Avem Olanda, Lucian Fătu, avem Peru, Bolivia și Ecuador. Doamna Camelia Ion Radu. A fost șef de secție consulară, când vine să-mi zgârie ochii, la ambasada României din Santiago de Chile. Și acum să ducem Peru, Bolivia și Ecuador. Dumnezeule, consilier diplomatic, ministru consilier. Haoleu, haoleu. Ne facem sânge rău degeaba, bă, mă rog că mâine se întorc cupele europene. Haideți, pe mâine seară, toate bune.